Într-o dimineață caldă și strălucitoare de mai, Alice stătea la soare întinsă pe iarbă. Sora ei citea și din această pricină uitase cu desăvârșire de joacă. Ce plictiseală! Mă voi duce să culeg niște margarete, chiar dacă n-aș prea vrea să mă ridic de aici. Un iepure îmbrăcat? O, Dumnezeu, l-am întârziat! Ce iepure ciudat! Așteptați-mă! Vă rog, așteptați-mă! Nu pot, nu pot, sunt în întârziere! Așteptați-mă, domnule iepure, vă rog, opriți-vă! Nu pot! Ce ciudat! Dar prăpastia asta n-are sfârșit. E uriașă. Poate ajunge chiar până în centrul pământului. O, Doamne, Doamne, cât am întârziat! Ia te uită! Pentru mine. Ce aș putea să fac? N-o să reușesc niciodată să trec pe aici. Ar trebui să ajung cât un iepuraș ca să pot ajunge în grădină. Să vedem ce aș putea face. Trebuie să existe un mod prin care să pot trece de ușița asta și îl voi găsi cu orice preț. Scrie beamă. Să încercăm. Ba nu ar putea fi o travă. De fapt, doar nu scrie o travă, nu? Dar dreptul delicios. Cine știe ce e, are gust de cireșe și parcă și de ananas și miroase a ciocolată. Oricum e foarte bun. Mănâncă-mă. Nu știu dacă o să meargă, dar merită încercat. Dar de ce nu se întâmplă nimic? Oh, ce mari mi s-au făcut picioarele! Ajutor! Aoleu, cresc din ce în ce mai mult! Și nu numai picioarele! Sărăcuța de mine! Înainte eram prea mică, acum sunt prea mare! Am intrat într-un mare necaz și acum ce pot să fac? Nici măcar nu știu unde sunt. Și în plus am devenit atât de mare. O, Doamne, Doamne, sunt în întârziere! Săracul de mine, am întârziat! Domnule iepure, opriți-vă! Ce? Un monstru! Nu, nu, nu fugiți, domnule iepure, așteptați-mă! A dispărut din nou și am rămas iar singurică.
Și ce cald e aici înăuntru! Azi dau numai de necazuri! A, ce se întâmplă? Devin mititică din nou! Ajutor! Ajutor, am căzut într-un râu de lacrimi! Doamne, doamne! De data asta chiar am crezut că am încurcat-o definitiv! Și acum ce mă fac? Unde mă duc? Oh. Alice își continuă călătoria mergând printr-un tufiș plin de flori colorate și plante uriașe. Nu-i deloc ușor să mergi prin tufișuri când ești atât de mic. Ce mi-ar plăcea să fiu un pic mai mare, mi-ar plăcea și să mănânc sau să beau ceva. Am stomacul gol, dar ce anume? Bună ziua, domnișoară, cine sunteți? Eu? Sunt Alice. De fapt, eram Alice până azi dimineață, dar de atunci s-au întâmplat multe lucruri ciudate, iar acum chiar nu mai știu cine sunt. Nu vă înțeleg ce tu spuneți acolo. Explicați-mi, vă rog. Nu înțeleg. E atât de complicat. Am fost mititică, apoi m-am făcut mare cât casa și acum am devenit din nou mică. Nu mai știu de mine. De ce? La urma urmei nu-i nimic atât de ciudat în asta. Cum să nu? Ție-ți vine ușor să vorbești, dar dacă dintr-o dată te-ai preface în flutura, ai înțelege cum mă simt. Te asigur că nu-i deloc plăcut. Dacă așa spuneți dumneavoastră... Of, aș vrea doar să mă fac un pic mai măricică. E teribil să ai 7 centimetri și să încerci să răzbați printr-un astfel de tufiș. Mă, și eu am tot 7 centimetri. Mă scuzați, domnule, n-am vrut să vă jignesc. Vă cer iertare, eu chiar nu sunt obișnuită să fiu atât de mică, înțelegeți? Vă veți obișnui în curând, domnișoară. Să mă obișnuiesc? Dar nu pot să mă obișnuiesc, nu am timp. Ascultați-mă bine, domnișoară. Pe de o parte e foarte bine să fiți mare, pe de alta e și mai bine să fiți așa mititică. Poftim? De ce parte vorbiți? De poftim? De partea ciupercii, bineînțeles. Și pe de altă parte. Dar ciuperca e rotundă. Nu are laturi precum un pătrat. Ei, ce mai contează? Voi face cum a zis el. Sper să fi înțeles bine. Nu, nu! Mă micșorez și mai mult. Așa, ce bine, devin mare. Alice continuă să mănânce din bucățile de ciupercă pe care le ținea bine în ambele mâini și, după mai multe încercări, reuși să ajungă la înălțimea ei obișnuită. În sfârșit sunt așa cum voiam. Mi-era teamă că nu voi mai fi niciodată ca înainte. Fetița mergea prin pădure fără o țintă anume. Până când văzu? O căsuță! Dar nu pot să intru așa. Sunt prea mare. Așa e tocmai bine. E cineva înăuntru? Răspundeți! Îmi dați voie? Alice intrase în casa unei mari ducese. Ce motan ciudat! E un motan sardonic! Sardocum? Sardonic, domnișoară! Purcelușule! Ține tu! Eu trebuie să ajung la un meci de cricket și nu pot avea grijă de el. Oh, Doamne, am întârziat! Hei! Unde vă duceți? Nu plânge, micuțule! Depinde pe unde vrei să o iei. Frumos răspuns. Dar de unde să știu dacă nu cunosc acest loc? Uite, pe acolo locuiește pălărierul nebun, un tip foarte straniu, iar pe acolo iepurele de câmp. Poți să le faci o vizită dacă vrei, dar ai grijă, sunt doi tipi cel puțin originali, simpatici chiar. Oh, nu, a dispărut. Și acum încotro o iau. M-am hotărât, îl voi vizita pe iepurele de câmp.
Iată căsuța, am ajuns! Alice mușcă din nou din ciupercă până când crescu din nou. Apoi se apropie de casa iepurelui de câmp. Pleacă de aici! Nu e loc și pentru tine! Dar sunt o mulțime de locuri goale! Vrei puțin vin? Dar pe masă nu se află nicio sticlă de vin. E nepoliticos să oferi cuiva ceva ce nu-i poți da. E nepoliticos și să te așezi la o masă la care n-ai fost invitată. În plus, acela este locul meu. N-am știut că e locul tău, îmi cer scuze. Oricum, sunt atâtea scaune goale. Știați că în martie am cântat la concertul Reginei de Cupă și am avut un succes enorm? Străducește, dragul meu, Lilia, cât aș vrea să fiu ca tine. Știi cântecul ăsta, nu-i așa? Nu, chiar nu-l mai auzisem până acum. Străducește, dragul meu, Lilia. Dar eu pot cânta acest cântec. Din păcate, înainte să termin prima strofă, regina s-a înfuriat și a început să țipe. Nu are ritm, nu păstrează măsura. Tăia-ți capul, tăia-ți capul, distruge, tăia-ți capul. Ce cruzime! Da, și de atunci nu mai știu să măsor timpul. Pentru mine e întotdeauna vremea ceaiului. Ce să mă fac? Deci de asta sunt atât de multe ceșcuțe pe masă. Exact! Și n-avem nici măcar timp să le spălăm. Le folosim întotdeauna pe aceleași. Poate ar fi nevoie de unele mai curate. Știu și eu ce să zic. Să schimbăm locurile. Cei trei prieteni își continuară strania ceremonie pentru încă mult timp. Ne schimbăm. M-am săturat, nu mai vreau. N-ar fi trebuit să vin niciodată aici. Cer scuze, aș putea să știu de ce pictați trandafirii? Pentru regină, ea ne-a poruncit să plantăm trandafiri roșii, însă din greșeală am plantat trandafiri albi. Dacă și-ar da seama, ne-ar tăia capetele pe loc. Ce o să facem? Ne omoară. V-ar tăia capetele? Să se iște, majestatea sa, regina! E iepurele alb! Cum te cheamă, domnișoară? Alice, maiestate. Poți să știu și eu ce faceți cu vopseaua asta? Păi, noi ne-am... Da, într-adevăr ne-am, ca să nu... Am înțeles. Ați refuzat să ascultați un ordin, vă voi tăia capetele. Nu, ajutor, nu vrem să murim. Hei tu, știi să joci cricket? Da. Vino atunci cu mine. Și astfel Alice plecă împreună cu regina să joace cricket. Dar nu era genul de cricket obișnuit, ci unul mult, mult mai ciudat. Hei, tu ce mai aștepți? Da. Te rog, stai potolit. Tăia-ți capul! O, nu aveți milă! Băiați-le capetele și celor doi! Nu vreau să mor, vă implor! Nu vrem, vă implor! Nu face decât să repete același ordin. În curând n-o să mai rămână nimeni pe aici. Iată-l din nou pe motanul sardonic. Cum îți mai merge? Nu prea bine. Aici nimeni nu joacă cinstit. Iar eu nu mai știu ce să fac. Ei, și cum ți se pare, regina? Nu îmi place deloc. Nu vrea decât să câștige cu orice preț. Desigur, nimeni n-ar putea să o învingă. E foarte bună la jocul ăsta.
Cu cine vorbești, fetiță? Cu un prieten, motanul sardonic. Judecând după aspectul său, nu-mi place deloc, dar dacă insistă, poate să-mi sărute mâna. Aș prefera să nu. Poftim, ce impertinent! Tăiați-i capul! Nu putem, regină, nu putem. E prea sus, n-avem cum. N-are decât cap. Ce să-i tăiem? Are decât tăiați capul, mai repede! Nu-l putem tăia! Ai cunoscut-o pe broasca țestoasă? Nu, n-am avut încă plăcerea, maestate. Bine, atunci vino imediat cu mine. Execuțiile au fost anulate, sunteți salvați. Grifonule, du-o imediat pe această fetiță la țestoasa tristă. Grifonul execută ordinul într-o clipă și o duse pe Alice să o vadă pe broasca țestoasă. De ce plânge? Ce-a pățit? N-are nimic. A trimis regina de cupă, ar dori să-i spui povestea ta acestei fetițe. Dacă e un ordin al reginei, atunci trebuie să mă supun. Te rog, fă-te comodă. Acum mult timp eram o țestoasă ca oricare alta. Însă povestea țestoasă era atât de plictisitoare și monotonă încât Alice se plictisea de moarte. Ah, destul cu prostiile astea, mai bine o învățăm dansul nostru. Im, ce zici? Dans? Ce dans? Cadrilul pe perechi, desigur. E un dans extraordinar. Înainte de toate, se formează o pereche. Și apoi, ținându-se strâns de mână, cei doi încep să danseze. Privește. Începe procesul! Să mergem! Pot să știu ce-i cu procesul ăsta? Taci și vei vedea! Alice nimerise în sala principală a tribunalului regal chiar în timpul procesului. Acela pare a fi judecat, săracul. Oare ce-o fi făcut? Ascultați, ne-am adunat aici astăzi pentru a-l judeca pe valetul de cupă pentru că a furat tartele reginei de cupă. Juriul a stabilit verdictul? A, încă nu, siret. Trebuie mai întâi să auzim mărturiile, apoi să ne consultăm și după aia... De acord, să intre primul martor. Îl chem la bară pe pălărienul nebun. Îmi vă rog să mă iertați, maestate, nu-mi terminasem ceaiul, așa că l-am luat cu mine, știți? Să-l beau aici. Și pălărierul și ducesa depuseră pe rând mărturie, însă nu fură de mare ajutor. Să auzim ce aveți de spus, ducesă. Știu. Bine. Nu mi-aduc aminte nimic. Așa că ambii martori se dovediră inutil. O chem ca martoră pe... Alice. Ce? Alice reveni dintr-o dată la statura ei normală, fără să fi mișcat un deget. Ai ceva de spus referitor la cazul nostru? Nu, maestate. Chiar nimic? Chiar nimic. Bine, atunci puteți da verdictul. Un moment, înălțimea ta! Trebuie să examinăm și celelalte probe. Am aici o scrisoare care s-ar putea dovedi irelevantă pentru procesul nostru. E importantă, maestate. Ce scrie în scrisoare? Încă n-am citit-o, maestate, dar pare scrisă de valetul de cupă și trimisă către o persoană cunoscută. De eu n-am scris acea scrisoare, nu e adevărat. Uitați-vă, stile, nici măcar n-are semnătura mea, nu e a mea. Trebuie să mă credeți. Nu e semnată? N-ai semnat-o pentru că ai conștiința pătată, de aia. Dacă ai fi fost nevinovat, ai fi semnat-o. Acest fapt îți dovedește vinovăția fără doar și poate. Sunt convins. Dar e de-a dreptul ridicol. Grojurul poate să emite un verdict. În niciun caz. Toată păcăleala asta trebuie să ia sfârșit, ați înțeles? Ține-ți plesco! Dam să vorbesc cât vreau. Dacă nu taci, am să pun să ți se taie capul. Serios? Nu sunteți decât un pachet de cărți de joc. N-aveți cum să-mi faceți nimic. Au! Au! Alice! Alice! Trezește-te, e târziu!
Ce? A fost un vis? Ai dormit toată după amiaza. Am avut cel mai ciudat vis. Cum adică? Visul fetiței nu era decât dovada imaginației și curiozității copilăriei. Un vis pe care nu-l va uita niciodată, pentru că astfel de lucruri nu se petrec decât în țara minunilor. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Magda Catone, Carmen Palcu și Marius Săvescu.